cine din voi ar fi în stare să moară scăpând lumea de acest chin? În cerul s-a făcut tăcere o liniște ca și în mormânt. Toți tăceau, nimeni n-a avut putere să zică, Tată, eu mă duc. Cu țipete de disperare, lumea striga după ajutor. Se zgârcoleau între satane ghiare că nu aveau mântuitor. Atunci din nou se auzi cuvântul, dar nici de astă dată nimeni n-a răspuns. Atunci a prezentat de bună voie Sfântul, zicând, Tată, o Tată, eu mă duc. Știind ce are de suferit, că-și părăsi slava cerească și a venit jos când ne-a iubit și a prelungit al nostru chin. Dar timpul cât cu noi era, pe toți la rând ne-a ajutat. El n-a făcut deosebire, pe toți la fel el ne-a iubit și să-și arate al lui iubire, chiar copiii ai lui. El ne-a numit, dar noi, cu o lume ticăloasă, n-aveam de ajuns, ne-a fost puțin și pentru o inimă miloasă cerurăm ca să-l răstignim. Pentru pacea ce ne-a dat, în loc să-i mulțumim, noi l-am bătut și l-am scuipat și l-am cerut să-l răstignim. I-am ales crucea cea mai grea, Harul cel mai amar, cu luna cel zgâria și drumul spre calvar. Iar pentru binele făcut, că-și părăsi slava cerească, noi, în palme cu ei am bătut. Cu sulița l-am împuns în coastă, în chinuri că nici soarele nu-l putu privi. Cu glasul blând și dulce, Părinte, Părinte, iartă-le grăit, stingându-se pe cruce. Azi încă este îndurător, greșeala ta încă ți-o iartă. Mâine va fi judecător și-ți va decide a ta soartă. Eu te îndemn, amicul meu, că ai iertare până-ți viu. Azi, când auzi cuvântul său, mâine se poate, e târziu. Amin. Amin.